Și avem 4, 3, 2 și față. 4, 3, 2, spate. 4, 3, 2, față. 4, 3, 2, eliberăm. Genoflexiune. Brațele deasupra, genunchii către exterior. Și avem 10 și strâng. 9 și strâng. 8, strâng. 7, strângem bine. 6, 5, sus expirăm. 4, 3, 2, locăm jos, pulsăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eliberăm. Relaxăm puțin. Mai facem o serie, da? Cu genunchii către exterior, brațele sus. Inspir, sus, expir și strâng pe sier. Și am încă 9, 8, 7, strânge bine. Îndreaptă picioarele. Așa. Și 5, 4, 3, 2, ultima, eliberă. Așa. Vom găsit un pic genunchii. Haideți să mergem mai departe. Vom pereche de gantere. Sau două sticle cu apă. Da? Vă rog, pulele către exterior. Picioarele ușor depărtate. Ridicăm pe vârf. Sus, fărăchia ridicată. Expir, inspir. Expir, inspir. Încă 8. 7. 6. Învinge puternic. 5. Așa, în alt. 4. 3, 2 și ultima, eliberăm. Aplec ușor trunchiul, genunchii sunt apropiați, da? Vârfurile orientate în față. Împinge fesierul spate în mână, ca și cum stau aici, la perete și vreau să ating cu fesierul peretele. Bine? Asta trebuie să fie poziția. Și nu arată cât poți să tare fesierul. Dacă ai un perete, chiar să știi că este foarte util să vii în poziția asta. Da? Până când simți, aici în spatele genunchiului, că se întinde cu o mică durere, da? Rămâne acolo, strâng abdomenul. Și de aici, voi ridica lateral, la nivelul mărului, poatele ușor flexate, expir și revin, da? Și avem 10, 9, bărbia sus cătul lung, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eliberăm. Rămâne această poziție, da? Să nu vii cu fesierul jos și coloana strâmbă, da? Săgetarea abdomenului și vor trage coatele pe lângă corp, închizând în trapez, da? Strâng tare, expir. Și am 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blochează sus. Extindem coatele, da? Din antebrat, cotul nu se mișcă, rămâne acolo sus blocat. Și avem 10 și revin, vezi, cotul nu se mișcă. Și 9, vorbim sus gâtul lung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și ultima. Acum, o să facem același exercițiu, doar că după ce am ajuns aici, lovesc 1, 2 și cobor. Sus, întinde bine și 1, 2. Bine? Așa, și avem 10, 1, 2, 9, 1, 2. Excelent! 8, 7, 6, 5, 4, umeri jos, ne ridicăm, 3, 2 și ultima. Eliberăm. Vă susținem aici, în triceps, ca să vă întindem, încrucișăm brațele la spate, aducem brațele pe lângă urechi. Nu le ținem în exterior, ci cât mai aproape de urechi, pinge pieptul înainte, gâtul lung, ca să se întindă musculatura. Da? Lăsăm mâinile deocamdată jos, iau o minge sau o pernă. Important este
aici, în codul 4, da? Coatele în exterior, bărbie de sus, gâtul lung. Și strâng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa. 1, 2, 3. Perfect. Hai să combinăm și cu un rampier. Jos. 1, 2, 3. Și sus. 1, 2, 3. Și sus strâng fesier. 1, 2, 3. Și sus strâng. 1, 2, 3. Așa. Încă 5. Pas. Super. 3. 2. Și ultima. Eliberăm. Aduc mingea ta până la spate. Din pieptul înainte. Dragul meu pe spate, câtul lung, bărbi la sus. Din pieptul. Mai fi ceva, da. 10. Și 10, sus strâng, 9, spatele este drept, da? Nu mă plec, 8, 7, bărbia sus, 6, ajunge genunchii în exterior, 5, așa, 4, și strâng, 3, și strâng, 2, și strâng, ultima, eliberăm. Relaxăm. Super. Am aruncat un pic și partea de brațe. Mergem mai departe la bară. Da? Bară sau cealaltă sprijin ai tu. Nu lăsăm cu toată greutatea. Ușor, abia ne sprijinim. Poziționăm o peruță sau o mire sub călcâie. Nu mă las cu toată greutatea, doar vreau să le țin ușor sus. Bine? Strânge tare fesierul. Înalță, ca și cum te trage cu o sforă sus. Da? Abia ating cu călcâie pernuța sau mingea și cobor în bine. Inspir, împing pieptul sus și pelvisul înainte, tragem de umeri în spate. Expir, îndrept bine de pătrunchi. Așa, 10, înalț, 9, înalț, 8 și strâng, 7 și strâng, 6, 5, 4, 3, 2, dă cam jos, strânge tare fesierul, călcâiele sunt sus, pulsăm, ca și cum apasă cineva pe crește, așa, 10, 9, 8, 7, 6, strânge tare fesierul, 4, 3, 2, eliberăm, relaxăm puțin, așa, detensionăm musculatura, haideți să punem mingea sau perna la nivelul încheieturilor pietrelor. Ridicăm pe vârfuri, mâinile sunt ușor în exterior. Strânge tare fesierul. Închide puternic ca să ai forță de a ridica. Genunchii se păstrează drept. Și atât. 10. 9. 8. Abia atingi cu călcâiul jos. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Blochează sus, hai să pulsăm către tavan. Sus, sus, sus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eliberăm. Relaxează puțin. Mai facem o serie. Așa. Pelvisul înainte, da? Împinge din coccis, strânge tare fesierul și acum ridica puternic. Închide tare de tot aici în adoptul, da? Strânge cât poți mijlota. Și avem 10 sus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, blocăm, sus, 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 hai să pulsăm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eliberăm. Foarte fain. Relaxăm. Așa, bun. Punem mingea mai sus, pentru a intra în aductor, da? Am adus vârfurile orientate în față, o ridic în lembe și de aici fac un plie, da? Peste genunchii, împing pelvisul înainte, trag umerii spate, călcâiele sus, inspir, sub se expir, 10 și 9, 8, 7, 6, 5, 4,
7, 6, 5, 4, 3, 2, locăm, coborâm, călcâiele, 10, sus, expir, 9, 8, păstrează poziția, 7, 6, 5, 4, foarte bine, 3, 2, eliberăm.
Mă concentrez să respir constant, pentru că am avut un exercițiu un pic cardio înainte și atunci îmi dăm o linie în ritmul cardio. S-a încălzit foarte bine mușchii și apoi o să mergem în tanghiuderile și laterale cu elasticul. Da? Așa, relaxăm. Dacă nu ai elastic, poți folosi orice fel de elastic de la un pantalon mai vechi. Sau chiar o centură de la un partonaș, centură elastică, cu siguranță găsești ceva prin casă ca să improvizezi. Important este ca să obțină o ușoară o poziție. Așa. Am văzut pe internet fetele de prin statele unite și au legat colanți și au făcut elasticul. Așa. Și relaxăm. Super. Mai facem una? Bun. Plângem tare. Împingem pelvisul și înainte. Chiar dacă la un moment dat se pare că te obișnuiești cu acest exercițiu, dacă pui mâna aici pe musculatură, e permanent încordat. Simți? Așa. Mușchiul respectiv lucrează. Dacă nu mai ai lucra în permanentă acest exercițiu, din păcate, să știi că se pierde, da? Progresul pe care l-ai câștigat până acum. Deci asta se numește că faci exerciții pentru menținerea mușchilor, da? Ca să ne pierzi. Ok. De aceea, la un moment dat, nu o să mai fie foarte greu, dar sunt utile de continuat. Așa. Și ne introducem între două exerciții mai greuțe. Acestea în casă, nici o linie între timp și lucrăm. Foarte fain. Bun. Un elastic sau orice să țin un pic de rezistență. Distanța e cam de la 1, da? Ok. Hai să punem jos. La nivelul gleselor. Așa. Și prima dată o să mergem cu lovituri laterale. Pentru asta, piciorul de sprijin este flexat. Celălalt este întins. Trunchiul se apleacă în față, nu mă înclin lateral ca să trag, da? Ci poziția trunchiului este dreaptă, în capul meu și acolo lovesc. Cel mai bine este să sprijin pe antebrațe pe un suport, imaginea unui canapele, fotoli, orice, ca să nu ți se miște trunchiul, da? L-ai blocat. Privirea este pe înainte, da? Nici pe sus, că nu doare cervical la în jos. Și acolo lovim. Facem 30 pe fiecare parte minim, două serii, cu jos de glesea între mișcăm cu axa. Ai grijă la piciorul de sprijin, flexam, celălalt întins. Teoretic aici trebuie să îl simți, da? Dacă îl simți mai tare, înseamnă că te-ai lăsat prea tare pe coasă și trebuie să împingi. Cum ai împingi și l-ai ridicat asta mai mult, imediat se simte unde trebuie. Ok. Eliberă. Schimbăm pe partea cealaltă. Privirea înainte, umeri în jos, gâtul lung. Ai grijă să nu scurgă în interior genunchiul de sprijin, da? Este orientat față. Sau dacă vrei, poți să tragi ușor de el către exterior, ca să nu fii tentată să te duci în interior, să nu te doară, da? Or. Încă 5, 4, 3, 2, eliberă. Relaxăm. Mișcăm capsa. Încă treapta. Așa. Bun. Mai facem o serie. 30 cu 30. Mini. Acum câte vrei. Da? Așa. Sunt tare curioasă cât ai reușit să faci din acest adorț. Ok. Dacă vrei, poți să ridici chiar pe vârf, pe piciorul de sprijin. Devine un pic mai greu. Încă 10, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, eliberăm. Detensionăm. Imediat se simte în coasă și ce fantastic. Schimbăm pe celălalt. Așa. Gâtul lung, gâtul sus. Foarte bine.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e liberăm. Și relaxăm. Ok. Acum, mergem în tandem de ieri. Tot cu elasticul, da? Deja nu este același plan de brațe, doar că de data aceasta pornim cu vârfurile în exterior de aici. Și întâi un picior în spate, încetă este întâi celălalt flexat cu genunchiul exterior. De? Coapsa orientată înainte, un picior aplecat. Deci în alte brațe, vânii jos. Strângeți abdomenul și acolo pulsăm. La fel, minim 30 pe fiecare, două serii. Și vă fim puternic. Dacă ai închis foarte bine piciorul din spate, o să simți încă de la început pe fesier și în biceps femoral. Continuă, continuă, continuă. Acolo, metru lung, degetare abdomenul. Încă 5, 4, 3, 2, eliberăm. Relaxăm. Schimbăm pe celălalt. Întinde foarte, foarte bine piciorul. Haide, să lovim. Tare, tare. Eu să nu duci din lombare, da? Blochează. Încă 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, te eliberați. Relaxăm. Încă o dată. Așa. Întinde-l bine în spate. Blocul lung, ia sus. Să simți direct în fesier. Nu în lombară. Dacă simți în lombară, înseamnă că nu ai stabilizat. Îngetarea pe meu. Și întinde foarte bine piciorul în spate. Bătul lung, ia sus, acolo. Super! Și eliberăm. Filmăm pe partea cealaltă. Întinde bine. Și lovim. Foarte. Ok. Aș mai vrea să mai facem un singur exercițiu cu banda elastică pentru fesier. Dacă nu ai bandă sau așa, nicio problemă. Important este să iei poziția cum trebuie, da? Adică, vin de aici, pentru o genoflexiune de tip scaunel, cu trunchiul aplecat. Îndintare fesierul în spate și a ridicat pe cât. Împingăm fesierul, mai bine se va simți aici. Și de acolo, tragi cu genunchii în exterior. Este la fel de greu și fără elastic. Da? Asta doar îi dă o rezistență în plus. Deci, poți să-l încerci dacă nu ai elastic fără. Liniștită, lucrează super bine musculatura. Ok, hai să luăm poziția. Împingem tare și tragem scurte. 30, minim, două țări. Împinge tare fesierul. Mergi jos, mergi lung, da? Cel mai bine este ții de ceva fix și ajungi un pic în spate cu fesierul. Așa, ăla este. Bine? Trage tare și trage un pic în exterior. Încă 5, 4, 3, 2, 1, eliberăm. Pentru că am destul de mult în biceps și în coapsa externă, o să încep un pic să tremure și picioarele, nu e nicio problemă. Ok. Încă o serie. Trage tare, tare, tare. Către lung. Ia sus. Frumos. Și bine se simte. Încă 5, 4, 3, 2, eliberăm. Așa. Relaxăm. Atâta bine mușchi. Dacă nu poți face următorul exercițiu, continuă cu jocul de crezi, nu? Piciorul de sprijin, în exterior, flexat. Celălalt, aduc peste el. Și apoi când cobor, împinge tare cu presiunea în spate. Pentru a întinde zona aceasta. Așa. Schimbăm pe partea cealaltă. Bărbim sus, bărbim lung. Ok. Plină de încheietură, drag genunchiul, ușor în spatele piciorului de sprijin. În forța, să nu te aduci capriul pe fesier, că forțe genunchiul.
piatto niente, così lunga. Inspirate, lunga. Ci espiro. Stima per generale. Taggio show in spalle le ginocchia di gastrici, da? Non fate molto. Non piega il punto. Ok. Fa sentire mai il centro quadricio. Ok. Picciolo in faccia e sentite. Ce l'ho, flexate. Ah, non dico che sia lo spalle, però sentite da lì. Il biceps femorale, no? Ci schimpa c'è la hand. Ah, quello. Metto giù. Ok. Senti parte da shore. Doccia ostacolo. Grazie le quindi laterale. E dedicare.